Angajații din sănătate au protestat din nou împotriva inechităților salariale din sistemul public sanitar. Aceștia au organizat pichetări în toate spitalele din țară, avertizând guvernul cu declanșarea unui meeting de amploare pe 12 iulie, urmat de o grevă generală dacă revendicările sindicaliștilor nu vor fi soluționate. Pe 6 iulie 2023, Federația Solidaritatea Sanitară a pichetat din nou unitățile sanitare din Iași și din restul țării. Nemulțumită de indiferența guvernului față de adevăratele revendicări ale angajaților din sănătate, Federația a continuat programul acțiunilor cu un nou protest național, ce s-a desfășurat în curtea spitalelor, îndreptat împotriva refuzului guvernului de a negocia și de a rezolva revendicările ce privesc interesele tuturor categoriilor de angajați din sectorul public de sănătate. Protestul s-a desfășurat în intervalul orar 12-12:30, fără întreruperea activității unităților. Acțiunile de protest sunt motivate de faptul că nici guvernul anterior, nici guvernul recent instalat nu au luat cu adevărat în considerare doleanțele angajaților din sănătate. Ceea ce a fost stabilit prin ordonanță de urgență adoptată săptămâna trecută este departe de a satisface așteptările angajaților din sănătate și departe de a însemna o creștere reală a puterii de cumpărare conform sindicaliștilor din sănătate. De-a lungul timpului am tot încercat să explicăm guvernanților, am venit și cu ceva soluții pentru rezolvarea acestor inechități, dar dumnealor au considerat că ar putea să facă un party pre așa cu altcineva și am trezit peste noapte cu acea ordonanță a măcilor definită noi, întrucât nu rezolvă problemele din sistem. Întrucât, pe lângă faptul că ordonanța neglijează o categorie importantă de salariați care fac parte din echipa de îngrijire a pacientului, aici mă refer la infirmier, brancardier și așa mai departe, pur și simplu ei au fost scoși din această ordonanță, condițiile care ei contribuie la asigurarea continuității, lucrând atât noaptea cât și în zile de sâmbătă și duminică. Pur și simplu ei nu au fost introduși și un al doilea aspect care ține poate de tehnică legislativă. Deci ordonanța asta aproape că nu poate fi aplicată, pentru că instituie o așa zisă indemnizație lunară, indemnizație care în mod normal poate fi acordată doar în încadrarea, conform legii, în încadrarea unui procent de 35% din ponderea sporurilor din salariu pe ordonator de credite. Iar cum știm foarte bine că toți sunt la nivelul maxim cu aceste sporuri, practic în acest moment această ordonanță nu poate fi aplicată. Noi știm foarte bine că toți sunt la nivelul maxim cu aceste sporuri, practic în acest moment această ordonanță nu poate fi aplicată. Poate fi aplicată doar dacă reducem din altă parte. Vă dați seama, practic guvernanța multă parte dintr-o parte într-alta a buzunarului. Da? Salariații nebeneficienți de nimic. Pichetarea unităților sanitare, ce a avut loc astăzi, nu este singurul protest al Federației Solidaritatea Sanitară din această perioadă, acesta fiind completat de alte două proteste aflate în desfășurare. Este vorba despre demisia medicilor din contractele individuale de muncă aferente gărzilor suplimentare. Peste 1300 de medici care efectuează gărzi, comunicând până la acest moment unităților intenția de a demisiona. Un alt protest este cel al angajaților din sănătate care asigură continuitatea serviciilor medicale sau funcționarea unităților. Peste 6.000 de salariați atenționând public și comunicând unităților asupra intenției de a renunța la lucrul și în zilele libere declarate sărbători legale. Conform sindicaliștilor, problemele salarizării în sectorul public de sănătate pot fi rezolvate foarte simplu, modificând ordonanța de urgență adoptată săptămâna trecută în sensul aplicării actualei legi a salarizării pentru toți angajații din sănătate și acordând o creștere a salariului din noua lege pentru toți angajații din sănătate. Credem că discuția trebuie purtată undeva mai sus de domnul de ministru al sănătății. Am avut disponibilitate din partea lui, cunoaște problemele sistemului, dar cred că aici e o chestiune care e o decizie a guvernului, iar guvernul refuză să aibă dialog cu noi. Sindicaliștii avertizează că protestul de astăzi va fi urmat de un meeting organizat în data de 12 iulie în Piața Victoriei. Decizia în privința grevei urmează să fie luată în funcție de numărul de angajați care vor semna pentru grevă și de situația juridică a conflictului colectiv de muncă. Toate aceste proteste exprimă nemulțumirea în continuă creștere față de atitudinea guvernului, riscând să aibă ca efect blocarea funcționării normale a sistemului public de sănătate.